Federația Română de Rugby a anunțat că a acceptat cererea Iașului Ia de a înscrie echipa de rugby în 15 în Divizia Națională de Seniori. Iașul are din nou echipă de rugby în 15, sprijinită financiar de către primăria Iași, CS Politehnica Iași va evolua în Divizia Națională de Seniori din returul acestei ediții, care se va relua sâmbătă 18 septembrie cu etapa a 10. Echipa din Iași va disputa toate partidele în deplasare, fără să puncteze în clasament și va juca cu echipa care nu va evolua în etapa respectivă, sau la o dată de comun acord stabilită cu adversara. Formația va fi pregătită de către antrenorii Mihai Stuparu și Ioan Iftode, participantă în Superliga, primul eșalon valoric al rugby românesc Politehnica Iași s-a retras din această competiție la jumătatea ediției 2017-2018, confruntându-se cu grave probleme financiare, după ce autoritățile locale au sistat finanțarea echipei. Mulțumim Federației Române de Rugby și cluburilor participante în DNS, deoarece au manifestat înțelegere pentru ca echipa noastră să primească drept de participare în campionat, precum și domnului Corneliu Ghena, membru în biroul federal al FRR și președinte al Asociației Județene de Rugby Iași, pentru tot suportul oferit și concretizat prin reînființarea echipei de rugby 15, a declarat profesorul Vasile Manole, directorul CS Politehnica Iași. Ieșenii au participat în ultimii ani la competițiile de rugby 7 în, în actuala ediție a campionatului național de 7, care s-a încheiat weekendul trecut, ocupând locul 3, adjudecându-și astfel medaliile de bronz.